Eu v-am regăsit pe cei din Zodia Gemeni. Haideți să facem o etalare pentru dragoste și carieră pentru perioada 1-25 ianuarie, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Ce așteaptă pe cei din Zodia Gemeni în perioada 1-25 ianuarie 2019 în dragoste și în carieră? Ce așteaptă în dragoste și carieră pe cei din Zodia Gemeni în perioada 1-25 ianuarie? Am pus o carte pentru doamne și una pentru domn, ca să știți. Voi începe prima oară prin a vorbi puțin despre cele care iubiți un bărbat însurat. Și el vă iubește la rândul lui pe dumneavoastră, însă este o problemă foarte mare între dumneavoastră și el. Aveți foarte multe certuri și neînțelegeri pentru moment. Însă din ce mi-apare aici, pentru cazul de față, cele care vă găsiți în această poveste, practic, dacă vă așteptați ca el să divorțeze și să fie numai cu dumneavoastră, să știți că urmează ca în ianuarie să se întâmple acest lucru. Va decide să divorțeze, va decide să termine această relație pe care o are în momentul de față și să rămână cu dumneavoastră. Este un bărbat sincer, un bărbat care dorește să fie cu dumneavoastră, un bărbat care... Nu, din câte văd, nu v-a mințit, nu v-a ascuns lucruri, un bărbat care călătorește destul de mult și deja, oricum, relația lui nu mai funcționa de foarte mult timp și din câte văd aici urmează să divorțeze. Vă văd găsind soluții împreună, discutând, chiar dacă au existat niște tensiuni, niște certuri, probabil că ați fost și despărțiți la un moment dat, dar are sentimente curate de dragoste pentru dumneavoastră și vă și puteți baza pe el foarte mult. Probabil că unele dintre voi chiar financiar, sufletește, moral. Vă văd găsind soluții împreună, discutând, având o comunicare foarte bună în această lună. Vă văd pe partea financiară pe voi despre care am vorbit acum. Este posibil să începeți ceva nou. Ori multe dintre voi să încheiați un contract care să vă aducă foarte multe beneficii. Sau să faceți ceva care implică niște acte, poate multe dintre voi veți primi o moștenire sau este posibil ca multe dintre voi să fiți nevoite să călătoriți pentru un nou început în ce ține de carieră, ceva care vă va satisface foarte mult, chiar dacă prima oară vi se va părea un pic cam greu, probabil acomodarea în locul acela, va fi ceva foarte bine pentru dumneavoastră. Pentru cele care sunteți căsătorite, se pare că situația dintre dumneavoastră și partener nu stă deloc bine. Și ceea ce văd aici în cazul de față este posibil ca să fie existat deja despărțirea între dumneavoastră și partener, să fie ajuns la discuții de divorț. Deși partenerul văd că are sentimente de dragoste pentru dumneavoastră, văd foarte multă tensiune, a existat foarte multă tensiune, partenerul și dumneavoastră deveniseți foarte irascibili, de neînțeles, practic nu ați mai găsit o cale de comunicare, însă pe multe dintre voi vă văd că s-a întâmplat, ați ajuns în această situație datorită faptului că ați avut și aveți o relație extraconjugală cu un bărbat care văd că este destul de șiret, nu este sincer, te rog, cu dumneavoastră. Un bărbat care este posibil chiar să fie din zodie de apă, poate fi pești sau rac, ori este posibil chiar să fie altă zodie, gemeni sau fecioară. Însă bărbatul acesta nu este sincer cu dumneavoastră și veți decide, chiar dacă ajungeți la decizie de, chiar dacă ați ajuns la decizia de divorț, veți reuși cumva să comunicați în această lună cu soțul, cu partenerul și cred că veți regla oarecum lucrurile
Pentru că nu vă văd rămânând cu acest bărbat în relația extraconjugală, vă văd rămânând cu partenerul pe care l-aveți stabil cu soțul. Vă iubește foarte mult și se va strădui foarte mult să se împace cu dumneavoastră. Chiar dacă este un partener care, practic, pot să zic că el v-a împins să faceți așa ceva prin comportamentul lui, îi pare rău și își dorește să rectifice lucrurile și ca totul să revină la normal. Și pentru dumneavoastră este posibil ca situația financiară să stea în felul acesta, ori să fiți întreținute de către partener, ori multe dintre voi chiar să fiți nevoite să plecați sau ați fost plecate să lucrați în afară, sau pur și simplu veți avea un nou început în ceea ce ține de carieră, ceva care va aduce foarte multe beneficii. Vreau să mai spun despre cele din zodia Gemeni, că este posibil ca multe dintre voi să aveți foarte multe datorii sau poate multe dintre voi chirii neplătite sau pur și simplu datorii care în această perioadă, din câte văd, este posibil să nu puteți, deci să nu puteți să le achitați singure și să fiți ajutate probabil de un părinte sau de un prieten foarte bun, deși aici mi-apare că ar fi un părinte, tatăl sau mama sau poate bunicul, bunica, cineva din familie. Pentru cele care sunteți singure. Pentru cele care sunteți singure în momentul de față și ați avut o relație din care ați ieșit recent sau poate cu ceva timp în urmă, poate chiar o căsnicie din care ați ieșit, o căsnicie forțată, o căsnicie în care n-ați fost fericite, o căsnicie sau o relație în care tot timpul era un du-te vino, deci nu primeați atenția necesară, nu mai simțeați atracție față de partener și lucrurile nu mai mergeau bine. Este posibil ca în această perioadă, dacă n-ați cunoscut deja, să cunoașteți un bărbat care este mai matur decât dumneavoastră, un bărbat visător, un bărbat melancolic, un bărbat care este, pot să spun, destul de inteligent, dar și un pic șiret. Acționează precum o vulpe, dar nu neapărat în sensul rău, în sensul că dorește să fie cu dumneavoastră, dar și el, la rândul lui, având niște experiențe rele în trecut, dorește întâi să vadă ce simțiți pentru el sau ce intenții aveți și apoi să facă pasul către o relație serioasă. Și pentru voi, situația financiară stă la fel. Pentru bărbații din zodia Gemeni, pentru bărbații din zodia Gemeni se pare că în această perioadă, mai ales vreau să vorbesc despre cei care sunteți îndrăgostiți de o femeie care este căsătorită. Pentru cei care vă aflați în povestea asta, vă spun cu siguranță că această persoană la care visați să fie cu dumneavoastră și este căsătorită va divorța. Cu siguranță va divorța. Este posibil în multe dintre cazuri ca această femeie să fie departe de dumneavoastră, ori să aibă un soț care călătorește pentru afaceri și momentan și de aceea să fi putut să aibă o relație cu dumneavoastră. Însă vă văd având o ceartă personală cu el. Din câte văd, el o iubește, însă n-a tratat-o prea frumos. Poate să fie chiar un bărbat destul de violent, destul de agresiv, destul de impulsiv. Și poate și verbal, poate și fizic. Însă un bărbat care a considerat că dacă aduce bani poate să facă ce vrea cu partenera. Însă pe ea o văd alegând să divorțeze și va divorța pentru dumneavoastră și va fi cu dumneavoastră. Pentru voi situația financiară stă destul de rău, ca să spun așa. Nu vă văd găsind foarte multe soluții în această perioadă, deși doriți să găsiți. Este posibil ca să aveți foarte multe probleme cu niște acte, cu niște datorii, să fi plănuit o călătorie pe care vreți să o faceți și să se amâne neapărat, poate o călătorie de afaceri care se va amâna, pur și simplu nu o veți mai face. Să analizați foarte bine situația înainte să vedeți ce aveți de făcut și pur și simplu nu vă văd găsind o soluție acum, cel puțin acum. Pentru cei care sunteți singuri, pentru cei care sunteți singuri, veți cunoaște, dacă nu o cunoașteți deja, veți cunoaște o femeie care este într-o relație stabilă.
O femeie care se va juca foarte mult cu dumneavoastră, să aveți foarte mare grijă pentru că vă văd că sunteți niște persoane foarte sunteți foarte sufletiști în această perioadă. Deși veți acționa precum o vulpe, cei singuri, veți cădea în capcana ei și vă veți îndrăgosti și asta vă va face să suferiți foarte, foarte tare. Deci trebuie să fiți foarte cumpătați, să aveți foarte mare grijă, să nu cădeți în plasa acestei femei. Dacă vă veți găsi în această poveste și veți cunoaște o astfel de femeie, să aveți foarte mare grijă. Cam asta pentru zodia Gemeni. Pentru ianuarie, perioada 1-25, în dragoste și carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.